Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi sunt aici cu Bogdan Hristu, am venit să facem o mică pescuială cu mâna. O mică pescuială. Da, deci astăzi vom încerca să prindem pești cu mâna. Așa că dacă vă place puteți să puneți un like, să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați la canal. Deci se dăm drumul, să nu mai ne lungim mult, nu prea îmi place să vorbesc, țin discursuri, așa că hai să vedem ce iese. Undeva în poziția aceasta, cât mai apropiate, degetele să nu fie răsfirate, să nu ceasă peștele printre și ușor te duci în mal, în apă. Probabil mulți dintre voi ați încercat, adică cei care stați pe lângă un râu sau la țară, ați mai încercat să primiți pești cu mâna, v-au mai arătat părinții sau cei care sunt mai în vârstă, să zic. Așa că aveți deja început. Okay. Deci se ascunde în mâl. Da, în mâl, în mâl se bagă. Poate să fie cărășei, poate să fie... Ia uite, am prins un mormoloc, cred că. Ia uite, prima mea captură e un mormoloc. Uite, 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 uite. Asta e, pentru cei care nu știu, mormolocul e... Ia uite, ah, l-am simțit la picura asta, pe mormolocul e puiul broaște. Da, s-ar putea să prinde și broaște. Poate și un șarpe. Am prins, acum un an de zile, un șarpe aici. A fugit, ai prins șarpe? Da. Dar nu l-am putut să-l comentă, nu că sunt vârte atunci, era lucru. Da. 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 Uite ce gurit are, mă. Da, și asta e frumos să-l filmez la cameră, că aici nu se vede. Salut, salut, băieți, salut! Trei lei promovare. Hai mă, stai că nu funcționează, se bate și lumea în față. Am prins un biban aici, uitați. Ia, broască, tot broască. Una mică. Parcă au dispărut. Nu e unul, mă? Uneori mai calci pe ei. No, mormoloci la greu. Facem o bătaie cu mormoloci. Haide, mă. Cea mai bună tehnică e când sunt mai mulți, 2, 3, 4, 5, 5. Și mergem așa, unul lângă altul. Ia uite, boastră. Ou, s-a încălcat pe unul, cred că. Aia era boastră. Când a stăt. Aui, stai că am prins ceva mare. Ia uite-o. Ia uite-o, tati. Ce fac, mă? Că ai prins, mă, vorbești. Ce fac, mă? Alo, care-i treaba? Opa, stai că a fugit. No. Hai, băie, da, l-am prins pești. Nu, mi-a sărit cu ei. Da, mă, mi-a sărit în față. Mi-a dat în față. Schimbăm locația în partea aia. Aici o să ne murdărim pe pantaloni, adică o să ne udăm. Nu e problemă. Are puțină mâzgă de la broaște, dar nu e nicio problemă. Mi s-a dus tot vlogul. Bă, mi s-a dus tot vlogul, a căzut camera. Bun, tocmai ce a prins Pavel. Facă captura mea pe ziua de azi, Bogdan să joacă cu el. Îl dresăm să facă vloguri, ia auzi. Deci. Îl dresăm să facă tumbi, parcurs. Șarpele spune, dați un like, dați un like. Dați un like, vai ce miroase. Și aici, și aici, și aici. Nu miroase, pute. Dați un like și aici. Mamă, dați un like. Ia uita, vezi ce sus e, de un pupic pe nas. Ia de care treaba, măi? Stai ca să... Schimb unghi. Băi, o ploata asta arăt de aici vreo leacă. Ești, 10-15.
numai atât? Cine știe. Da, cam asta e șerpișorul pe care l-a prins Pavel. O să continuăm acum să încercăm să prindem mai mulți pești. E foarte frumos, e micuț, nu știu, care vă 40 de centimetri, să zic. Cam așa, aproximativ. Are mai mult, n-are. Cred că 50 de sau aproape 50 are, să zicem. Da. Nu mușcă absolut deloc, deci el doar sâsâie, scoate limba, dar nu, nici măcar nu are tendința de a mușca. Sau dacă ar avea tendința, nu o să muște absolut niciodată peștii ăștia. Peștii eu. Șerpii aceștia. Nici Natrix Natrix, nici Natrix Maura. Absolut niciunul. Pur și simplu sunt mai domestici, putem să spunem. Și de tot agață de trepiedul meu aici. Așa că încerc să-l scot. Da, cam asta e. Ți-l mânez, Pavel. Felicitări pentru captură. Vedeți acolo pe vlogul lui și el. Și acum hai să continuăm să prindem pești. Aruncă-l, da. Stai să-l filmez când... Ălei, sigur nu mușcă. Nu mușcă absolut deloc. Deloc. Poți să-i faci la cap, la nas, ce vrei tu, n-are nicio treabă. Poți să-l pui. Eu prindeam deși încă aveam 13 ani, stăteam cu ei. Stăteam cu ei pe gât în oră. Eram în prima bancă și mă lăsau profesorii, unii. Da, poți să-l dresez. Îi dai mâncare. Ce mâncare oare? Ia, stai să prindem un pește, ceva. Șoareci, pești. Ia, ia doi pești. Nu mănânc el acum că e. De ce? Stresat. Adu-i un pește. Da. Pavel, bagă-te în baltă. Arunc-te în cap, pac. Și ești cu pește din mână. Acum îi dăm drumul să se ducă acasă, la casa lui. Se ducă la căsuța lui. La căsuța lui. Hai, pleacă. Pleacă, pleacă, ușor. Gata, direct. Dar nu s-a dus, nu mai văd. A intrat de sumal aici. Să vezi cum înoată. Nu mai, gata. Intra de sub mal. S-a băgat. Gata, i-am păcălit pe ăștia. Da. Prinde lipitoarea. Stai așa, unde e? Aia e bună pentru sângerări. Da, îți regenerează sângele lipitoarele. Bine, nu toate, mai sunt și unele care poate să-ți aducă anumite boli, dar în general sunt lipitoare dintre alea speciale de... Uite acolo. Unde e? Mai încoace, mai scrie. Mai în dreapta. Da, sunt lipitoare aici. Se învârte ca nebuna în loc. Hai, vină încoa. Ia uite-o. Ok. Așa, hai să... Ai, nu te agăța direct de mine. Hai, uleacă. Hai așa, nu te agăța direct. Nu te agăța direct, că nu vreau acum. Ok. Hai așa, să iau pe ceva. Dacă iau pe asta. Uite așa, hai să o plătesc. Gata, am prins o lipitoare acum. Suge sângele. Se prinde din tine. Cum se prinde, e destul de repede se prinde lipitoarea. Tu poți să dai ușor jos sau... În general... Se dă singură când se umple. Deci tocmai am prins un șarpe, dar îmi pare foarte rău că în timpul ce am prins șarpele acela, camera mea căzut jos, așa că nu am prins cadrul ăla. Se agață destul de repede și deși toată lumea este speriată de ele, lipitoarele sunt foarte benefice, pentru că ele îți regenerează sângele. Asta e codița, deci nu se agață decât cu partea asta și se agață destul de repede, are ca un fel de ventuză și imediat se agață și suge sângele până în momentul în care este ea sătulă. Îl suge pe ăla bun și îl lasă pe ăla rău. Exact, suge sângele bun, bun și îl lasă pe ăla rău. Da, da, nu invers. Nu? Da. Nu, lipitoarea știe. Știi, ea cunoaște, da, mai bine. Da. Noi glumim, dar ea cunoaște mai bine ca noi. Da. Ia uite, parcă s-au agățat din amicuri. Și cu coada, nu? Sunt crescători speciale unde oamenii se duc pentru a-și trata anumite boli, să-și regenereze sângele. E ca și cum te duce să donezi sânge, îți pui câteva lipitori sau te bagi într-un lac din, sau un râu de ăsta cu lipitori. Ești plin cu lipitori din ale. Ieși cu ele. Ok, uite ce se agață. Se agață de mine dacă aș lăsa-o, dar nu vreau să o las. Vrea să încerce cineva? N-am chef acum. Ideea este că nu poate lua sânge să te omoare. Îți ia doar foarte puțin, doar că te ustură locul acela și după care imediat o să-ți curgă în continuare sânge. Pentru că, ok, s-a agață tare. Da. Dar trebuie să o lași și... Nu trebuie să o lași ceva timp ca să facă gaura aia pentru perforare? Nu își face gaura repede. Destul de repede se prinde de tine. Uite cum are ventuza asta și se tot învârte. Dar are vreun arc ceva care înceapă sau... Pe care nu știe... Are o ventuză, nu e un arc. Are mii de dinți acolo. Mii de dinți are. Da. Ok, hai să o arunc.
Da. S-a dus pradă la Bogdan. S-a dus la col. Turma de oi. Sau era broască, nu știu. Da, oricum, da, sunt, sunt mai mulți șarpe aici, dar nu-i vedem noi, chisea scump. Da, hai, unde am prins? Acolo am prins pe da. Și, hai să ne băgăm aici. Hai. Hai. În gură, deci, nu știu cât ați făcut asta, dar când eram mult, îi țineam așa câte 2-3 în gură, știi? Am auzit pe cineva care era strânece cu unul. Ia uite, ia uite ce mai e. Aici era ala. Aici era mare. Ah, mare. Aici era mare. Ia să filmăm și noi. Sper să nu mi scap telefonul în apă. O să încerc cât mai comună să-i prind. Hop, era să tot de ceva. De pește. Acolo? Ia uite-o. Hai să-l punem și pe ăsta. Momentan, vedem așa. Dar tu știi ce se întâmplă anul trecut? Ce? Săreau mă din gălea tână. Da, mai sar. Da, dar la zic o situație, dacă te sărtezi mai tare. Să-i mai încolo, puși de-aia. Și te-a făcut când mă dau mai mângeată, chiar dacă... Hai la... Le sărăm la pătă. Sau acolo, să încercăm. Ia uite-l, ia uite-l, aici, 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 vreo 2-3. 2-3 am simțit, au fugit. Acolo, acolo, băgată, vă râd. Băi, dar... Aici, ia uite. Ai, dar ce sunt... A fugit iar pentru picioarele mele, unu. Nu mai... Nu mai e niciun. E mare, era. Aici e mâl. E o grămadă de mâl aici. Am prins și iau. Ce e? Am prins un șerpi, o prins. Da, l-au filmat acolo la cameră, înțelegi? Dar în partea aia. Era și în partea aia, bă. Muscoare drașe și ăsta. Uite, voi am simțit un acum aici nebun. Vorbesc serios, am dat cu mâna în el. Am dat cu mâna în el aici. Bă, văd că se scapă el la mână. Ia uite. Iar, îl îmbărcă, îl punea cu mână și ăsta, dar nu, nu. Băi, ce, ce se duce, mă? Frica de ei, înțelegi? Da. Da, ce-i care îi ce-i de... Da, nu, facem, nu are... Băi, Bogdan, facem un trăză în tele, și nu mă dă nimă așa. Da. Uite aici. Da, să rătate tău. Cine sunt, măi? Că ne-ai prins? Fix sub talpa mea. Da, mai cap. A. Ia, trece el pe la cameră pe aici. Priviți aici. Prada lui Daniel. Vietatea. Vietatea pământului. Vietatea mării. Wow, ce m-am dus la fund. Uite, Daniel o mai prins.
Am găsit un os. Da, pură. 2, 4, 6, 7, mai e unul, 8 aici. Hai, hai, gata. Bagă-i la apă. Bagă-i în apă pe toți. Așa, gata. Noi luăm acasă, n-avem ce face cu ei. Hai, să revin. Hai, mă. Uite și asta, micu. Uite, bă, dragule, du-te încolo. Țânțărel, mi-a intrat un țânțărel în gură. Toți. Le-a dat drumul de-a? Gata. Am eliberat înapoi. Da. Cam asta a fost distracția. Aici, Pavel. Cu Danu. Am pescuit puțin la mână. Dați-vă un subscribe. Mergem acasă direct să facem un duș, că mirosim amânt. A baltă, dar era nou. Gata, băi, prieteni, cu distracția. Vom încheia acest video aici. O să ne ducem noi acasă să ne facem o baie cum se face. Apa asta este ea puțin murdară, dar na, am încercat noi să ne scaldăm puțin. Am prins noi câteva peștișori la mână. Am prins un șarpe, dar i-am dat drumul desigur. Așa că dacă vă place, puteți să puneți și voi un like, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o încă. Cu voi a fost Pavel, Bogdan, Daniel și tata pe acolo, așa că ne vedem tata viitoare în alt video. Salutare!